Lăudați să fie Domnul! Cuvântul lui Dumnezeu ne-a prezentat un episod din viața Mântuitorului Iisus și a ucenicilor Săi. De la cine să învățăm decât dacă nu de la El, Marele Învățător, și de la ucenicii Lui care au fost instruiți de El? Scriptura îi surprinde și printre altele spune: când ei s-au întors din lucrare, Mântuitorul nu le-a spus: mergeți și odihniți-vă, reveniți mâine sau poimâine și continuați. Scriptura spune: când ei s-au întors după o noapte de muncă, obosiți, epuizați, probabil uzi, nemâncați, frustrați că n-au prins nimic, Mântuitorul le spune: mergeți din nou să lucrați. Mesajul acesta al Evangheliei este un mesaj al urgenței. El neglijează faptul că ești obosit. De când te-ai născut până când vei muri, vei fi obosit. Noi ne-am născut oameni obosiți. Noi nu suntem obosiți pentru că muncim, noi suntem obosiți pentru că existăm. Stai toată ziua pe un scaun, nu mișca un singur pai, seara vei fi frânt de oboseală și vei dormi 8 ore ca și atunci când ai muncit toată ziua. Oamenii ăștia se întorc din lucrare, erau obosiți. Și Domnul le spune: mergeți din nou și lucrați. Pentru cei care sunt obosiți, pentru cei care și-au cheltuit mult timp din viața lor și mulți bani din banii lor, în această seară Dumnezeu are următorul mesaj: întoarce-te în lucrare. Du-te în locul de unde tocmai ai venit. Continuă să lucrezi. Lasă-te folosit, ars pentru Domnul. Acesta este mesajul lui Dumnezeu pentru viața dumitale. Dacă nu ți-ai pus mâinile pe piept, trebuie să continui să lucrezi, trebuie să continui să te cheltuiești, să te ostenești pentru Domnul, nu te opri, indiferent de vârsta pe care o ai. Când ai o experiență cu Dumnezeu, oamenii aceștia care au mrejele pline, lângă ei mai era o corabie cu mrejele goale și ei se adresează acestor oameni care n-au avut succesul lor și le spune următorul lucru: veniți și deveniți parte a succesului pe care Dumnezeu ni l-a dat nouă. Ei nu împarte falimentul cu ceilalți, ei împart succesul cu ceilalți, ei împart abundența cu ceilalți. Din ce au ei, împart cu ceilalți. Cine este în stare să împartă o lucrare de succes cu cineva care nu merită? Cu cineva care a făcut aproape nimic. Această solidaritate, această smerenie, acest spirit de a-i ridica și pe ceilalți, fuga aceasta de a ieși în evidență, de a fi proeminent, este o atitudine a oamenilor lui Dumnezeu, este atitudinea oamenilor cu mrejele pline. Ei nu au spus: hei, haide să nu le spunem nimic, lasă vadă toată lumea că n-au prins nimic, să se facă de rușine, să știe toți că nu-s bun de nimic, să vadă lumea cine are succes, să vadă lumea cine e profesionist, să vadă lumea cine funcționează. Ei au spus: hei, veniți cu noi, ce am prins noi va fi ce am prins noi toți. Ai gândul ăsta? Ai spiritul acesta? Te caracterizează atitudinea aceasta? Sau un individualism nebiblic este cel care te mână, te împinge? Să vadă oamenii diferența. Care diferență? Prima corabie n-a fost interesată de diferență, a fost interesată de unitate. N-a fost interesată de comparație, a fost interesată de unitate. Acesta este mesajul lui Dumnezeu din textul citit. Un al treilea gând. În urma acestei experiențe, când s-au întors la mal, ei au avut o reacție și Scriptura spune următoarele lucruri: au lăsat totul și au plecat după Domnul Iisus Hristos. Au lăsat apa care era mediul lor profesional, au lăsat corăbiile care erau instrumentele profesiei lor, au lăsat anturajul pescăresc și pur și simplu s-au dedicat lui Dumnezeu. Ce experiențe vrei să mai ai pentru ca să te dedici lui Dumnezeu? Ce ar trebui să se mai întâmple în viața ta, în viața dumneavoastră, în casele dumneavoastră, ca să vă dedicați lui Dumnezeu mai mult, cu tot ceea ce sunteți și aveți? Ce experiență ar trebui să vă dea Dumnezeu
ca să spuneți de astăzi înainte, las totul și restul vieții mele, eu și casa mea vom sluji Domnului. Ce anume așteptăm? Ce ar trebui să se mai întâmple? Ce ar trebui să mai spună păstorul, dirijorul, tata, mama? Ce vrei să se mai întâmple? Ceea ce s-a întâmplat până astăzi nu-i suficient. Nu vrei să iei decizia aceasta, las totul și mă duc după Domnul. Duminica trecută trebuia să faci lucrul acesta și nu l-ai făcut. Acum un an trebuia să faci lucrul acesta și ai spus, sunt prea mic. A mai trecut un an și nu ești încă prea mic. Ce vrei să aștepți? Să te căsătorești? Te-ai căsătorit deja. Ce mai aștepți? Să ai un copil? Ai deja un copil. Ce mai aștepți? Să ieși la pensie? Ești deja la pensie. Ce mai aștepți? Când vei pune mâinile pe piept, nu mai ai ce să mai aștepți. Hristos te așteaptă astăzi să te uiți la experiențele în care te-ai implicat în milă și în bunătate, fără să meriți. Și experiențele acestea să te cheme la o reacție, la totul și mă duc după Domnul. Viața mea o pun la picioarele Domnului. Vrei să iei decizia asta în seara asta? În lumea asta sunt oameni care au lăsat totul și s-au dus după Domnul Iisus. Și sunt oameni care n-au lăsat nimic. Ce fel de om vrei să fii? Mă uit la voi. Într-un fel este seara voastră. Seara asta care este a voastră. Pe lângă faptul că ne-ați cântat, i-ați cântat Domnului și am ascultat și noi. V-a atins Duhul lui Dumnezeu pe care va dintre voi? Sunteți gata să vă lăsați corabia și să spuneți, Doamne, totul las pentru Tine. Aici este fecioria mea. Aici este viața mea. Aici este tinerețea mea. De astăzi înainte, nu mai are prioritate corabia, nu mai are nimic prioritate, nici marea. Cine are prioritate în viața mea ești tu. Când vei avea nevoie de mine, voi fi acolo. N-are importanță dacă este vorba dimineața de vreme, ora 9 fără 5. Ascultați-mă, ora 9 fără 5 nu este doar privilegiul părinților voștri. Ora 9 fără 5 este privilegiul oamenilor lui Dumnezeu, indiferent de vârstă. Aștept să te faci de 30 de ani pentru ca 9 fără 5 să fie trâmbița în care Dumnezeu te cheamă la ceasul rugăciunii? Ești un creștin de duminică seara? Ce ești gata să lași pentru rege? Te-ai implicat în experiențe pe care miliarde de oameni nu le-au avut niciodată. Ai văzut de aproape slava lui Dumnezeu. De aproape ai văzut rana din palma străpunsă. Ai experimentat picătura aceea de sânge care te-a schimbat, care ți-a schimbat starea, care ți-a schimbat familia. Ce aștepți să se mai întâmple? De ce te lași purta de ambiții mărunte, de orgolii copilărești? Te cheamă Dumnezeu pentru lucruri mari. Te cheamă Dumnezeu la caracter, nu doar la experiențe. Te cheamă Dumnezeu la schimbări majore. Te cheamă Dumnezeu la sacrificiu, las totul pentru El. Ai nevoie de un angajament matur. Ai nevoie să spui, Doamne, nu mă interesează cât pierd. Mă interesează să știi că sunt la dispoziția Ta. Mă interesează să-mi împlinesc menirea. Să știi că sunt al Tău. Poți conta pe mine, Doamne. Dimineață, seară, vară, iarnă. Dacă ai nevoie de un dolar, de 10 dolari. Dacă ai nevoie de cineva să facă o vizită la spital, să viziteze un bolnav. Fratele Sabinuț, bătrânul acela pe care îl știți cu toții, cântă la cor. În ultimii 5 ani de viață mai mult a dormit la spital, pe un scaun, în picioare, dacă îmi permite să vă spun. Ultima oară când l-am văzut lângă soția lui, pur și simplu era așa de obosit încât nu se putea concentra să vorbească cu noi. Mi-am dat seama că ar avea nevoie de ajutor. Să-i spună cineva, vreau să te duci acasă, să dormi în pat, să mănânci, să te bărbierești, să-ți faci un shower, că eu voi sta aici pentru 4 ore. Întoarce-te după 4 ore sau după 6 ore. Vreau să fac o slujbă pentru Iisus și vreau să simți că sunt fratele tău. Volei, fotbal, șah
și altele. Nu vorbesc împotriva acestor lucruri. Vreau doar să te întreb, ce vrei să lași pentru El? Ce vrei să lași? Ce vrei să lași? Și duminică seara te-a întrebat. Te întreabă din nou acum, ce vrei să lași? Crezi că o să fii veșnic în experiența umană? Într-o zi o să spui mâinile pe piept și nu o să mai auzi întrebarea, ce vrei să lași? Sunt oameni care trăiesc afară, sunt beți acum și nu aud chemarea, ce vrei să lași. Și dumneata o auzi în fiecare duminică. Chemarea asta într-o zi te va judeca. O să ne rugăm. O să fie o rugăciune a fiecărei conștiințe. Și în timp ce te rogi, nu o să-L poți evita. Pentru că indiferent unde ți întorci capul, o să fie o cruce și pe ea, Iisus răstignit. Oriunde ți-ai întoarce privirea ca să-L eviți, pentru că te obligă ceea ce vezi, o să vezi tot crucea aia și pe El răstignit. Și o să-ți spună, eu nu-s rău ca tine, eu nu-s comod ca tine, eu nu sunt cu ochii pe lucruri pământești ca tine, eu-s Dumnezeul tău, n-am trimis un înger să-ți fie exemplu, am venit eu. Eu am venit să-ți arăt ce vreau de la tine prin felul în care eu am trăit. Și în seara asta Iisus încă o dată te cheamă. De ce mai ai nevoie? Este o investiție uriașă. Sunt atâtea lucruri care te leagă și de care încă nu te-ai desprins. Poți să faci ce vrei, încă poți să faci ce vrei. Dar în rugăciunea aceasta poți să faci un lucru nou. Așa obosit cum ești, ai o grămadă de poveri, școală, serviciu, perspectiva căsătoriei, creșterea copiilor, îngrijirea nepoților, poveri financiare, casa care e gata să o scap din mână după ce ai dat 10 ani din viață pentru ea și te întorci la mal obosit și ai vrea să dormi, să nu mai auzi pe nimeni și auzi vocea regelui care spune, aruncă din nou mrejele, tot eu? Tot eu, Doamne? Dar nu mă vezi cum sunt? Sunt frânt de suferință, de singurătate? Nu sunt înțeles de nimeni, nu mai am bani? Tot eu să arunc mrejele? Este responsabilitatea ta. Este responsabilitatea dumneavoastră. Este o problemă între El, Dumnezeu, și între dumneavoastră. În seara aceasta aș vrea să luați un angajament. Eu aici o să mă rog și o să mă angajez și o să mă reangajez în fața Dumnezeului meu. Am crescut un copil fără nimeni care să mă ajute. Am fost un anonim, un copil foarte sărac și frustrat datorită condiției copilăriei mele. Și nici acum nu pot să înțeleg câtă atenție mi-a acordat mie Dumnezeu. M-a umilit așa de mult cu această atenție, încât mereu mă simt leneș pentru El, pentru că nu-i dau ceea ce merită. Dumnezeul acesta a stat în drum de mine și uneori eu uit de El. Și în seara asta încă o dată mă pot verifica, am ajuns la mal și eu sunt obosit ca dumneata. Și aș vrea să mă culc, să se mai ducă și altul, dar Iisus spune, du-te și aruncă mrejele. Eu voi spune, mă duc, sau voi spune, nu, să se ducă Ștefan. Oricum ce fac, fac pentru numele Lui. Fac pentru numele Lui. Aș vrea să ne rugăm Domnului, frați și surori, tineri și mai în vârstă, și înainte să plecăm acasă, să ne uităm la El, care așteaptă un răspuns de la noi. Ce vrem să facem cu viața noastră? Vă invit să ne ridicăm și să ne rugăm Domnului.
Amin. Lăudat să fie Domnul! Scumpii mei, nu vă mai spun să vă așezați pentru că a trecut timpul. Vreau doar să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru onoarea de a petrece timpul ăsta împreună cu el și cu copiii lui. Binecuvântăm familia Bujor, pe fratele Vasilică și pe toți cei care ați fost în această seară aici. Pe toți Dumnezeu să vă binecuvinteze. Vreau în seara aceasta să vă spun că în Cluj s-a deschis un liceu creștin. Vreau să vă spun că este creștin. Pentru mine este o veste îmbucurătoare să știu că există într-un oraș de referință al României un liceu unde copiii sunt învățați nu doar știință, ci sunt învățați despre Iisus. Pentru evanghelici este o mare victorie să existe un liceu creștin. Sunt acolo 150 de elevi, 8 clase, 20 de profesori, stau cu chirie, cu siguranță Clujul e un oraș puternic, bisericile sunt multe și mari, au potențial financiar, dar este vorba despre un liceu creștin. Vă cer în această seară când vom ieși, dacă aveți posibilitatea, vreau să facem o colectă pe care să o trimitem acolo și fratele Vasilică sau altcineva să spună așa: Biserica Betania, de unde probabil cândva ați ascultat o predică,